Salutare! Aici avem un păr pădureț pus în curte aici unde avem păsările. Dacă se vede, noi pe lângă acești peri am mai pus niște crenguțe care le-am tăiat după ei pentru i-a ferit un pic de găini, pentru că râcăie găinile lângă ei și atunci îi săpăm degeaba, nu mai stă apa la ei. Și aici avem un păr pădureț pus în curte de vreo 2 ani de zile. Am trecut, am mers mai greu, nu am putut să altuiesc în el. Acum este prins foarte bine și voi altoi în el un păr care e dintr-un păr de altoi și face niște pere foarte bune și vom pune în acest păr pădureț. Adică ăștia pădureți sunt pării sălbatici aduși acasă după câmp și în acești peri pădureți se prinde foarte bine părul și măr. Mărul se prinde iarăși foarte bine între acest păr sălbatic, între acest păr pădureț. Înainte de ne apuca de treabă, dacă încă nu v-ați abonat, vă rugăm să vă abonați, ne lăsați și nouă un like, dacă vreați dumneavoastră și o distribuire, să vadă și prietenii dumneavoastră cum altoim noi pomii și ce mai avem noi postat pe pagina noastră de YouTube. La noi pe canalul nostru de YouTube găsiți mai multe mode de a altoi, adică fiecare poate să găsească metode cât mai simple de altoire. Și acest păr îl vom face, îl vom altoi în pană. Să ne apucăm de treabă. Vom tăia acești mărăcini după el. Și după cum vă spusei, din cauza la găini, că ne mai dăm drumul în grădină, o să-i punem pe lângă tâmpină, pentru că o să-i săpăm și după ce îi săpăm să nu mai intre găinile să mai râcăie. Acest altoi îl vom face în pană, cum vă spusei. Acesta este altoiul. Vedeți că în păr încă nu a plecat lăstarii. Și îl vom face tot de 4 muguri. Avem aici 1, 2, 3 și aici avem 1, 4. Vom tăia un pic mai într-o parte, să nu rămâie tăietura dreaptă. Vom face o altoire foarte simplă. Deci un mod de altoire foarte simplu. Noi punem undeva la 40 de centimetri. Că de foarte multe ori se întâmplă ca de acolo de unde avem lăstarul să ne plece și ramuri în stânga și în dreapta și ne pleacă drept din la înălțimea asta. Îl vom pune în pană. Dacă încă nu ați încercat treaba asta și vreați să altoiți,
puteți să o încercați. Și o să vedeți că se prinde 100%. Acest altoi îl vom tăia pe două părți. Să ne rămâie frumoase tăieturile, să rămâie bine. Aceeași distanță o să avem și în partea asta. Uitați-vă mai exact cum se face tăietura. Și îl vom pune în portaltoi. Îl vom pune să ne vine bine această coajă. Să fie coaja de la portaltoi pe coaja de la altoi, să fie dreaptă, pentru că seva noastră din portaltoi, din coaja de la portaltoi, va merge în coaja de la altoi. Vedeți că nu se mai vede tăietură sau ceva. Aici unde se vede, se strânge cu banda și vine numai bine. Restul îi vom da direct cu bandă și strâns foarte bine să stea bine altoiul pe portaltoi. Contează foarte, foarte mult cum îl izolăm. Automat, dacă trage aer, se usucă. Îi punem și în partea de sus ca să se lipească bine și de portaltoi și de altoi. Ia uite așa, bine vine. Nu se mai vede pe nici unde. Ați văzut și puieții care îi mai cumpărăm jos unde au altoiul, de unde pleacă altoiul. Tot așa aici are un ciot cam de 2 cm și aceia care îi cumpărăm noi sunt altoiți într-acest mod de altoire, cum altoirăm noi acest pomișor, acest păr. Ăsta îl vom tăia de aici și îi vom da bandă la capul lui să se intre ușor uscătura și va rămâne doar acest altoi. Deci după ce îl tăiarăm, îi dăm bine cu bandă. Și mai în vară, când începe să crească lăstarul, o mai reveni noi cu niște filmulețe să vedeți cum se dezvoltă acest altoi. Pentru că acum nu o să mai lăsăm să mai crească lăstar pe el. Când îi vedem că încep să crească, o să-i tăiem. Punem și la altoi, bandă sus la capăt. Pentru că văzureți, avem tăietură.
sărim acest mugur, îi dăm voie să crească. Cam asta este. Dragi prieteni, cu altoirea noastră în pană, cam așa arată. Și dacă o să încercați, să vedeți că o să aveți succes de 100%, că se va prinde. Să aveți o zi bună, salutare!